Se circulă normal pe drumurile din județ, dar linia CFR Poltinoasa-Cacica este închisă. Conform unei informări a prefecturii Suceava, în județ, marți, în jurul orei 11, pe drumurile naționale, carosabilul era umed și se circula corespunzător. Pe raza de activitate a secției de drumuri naționale Suceava, luni s-a acționat cu 4 ATB-uri și au fost răspândite 100 tone de material antiderapant. La ora 11 se patrula cu 3 utilitare. Pe raza de activitate a câmpul lungului moldovenesc, pe DN-17A, s-a acționat cu 4 ATB-uri și au fost răspândite 41 tone de material antiderapant. S-a acționat preventiv cu 3 autoutilaje pe 12 drumuri județene. Au fost împrăștiate 20 de tone de material antiderapant. Linia CFR Păltinoasa-Cacica a fost închisă. Trenurile au fost deviate pe ruta Stroiești-Suceava. Trenurile cu destinația Cacica au fost anulate. Toate echipajele E.ON Moldova, filiala Suceava, au fost în teren și au lucrat la remedierea disfuncționalităților din toate cele 26 de localități din județul Suceava. Două localități, Straja și Ulma, au fost total nealimentate cu energie electrică. Alte 24 de localități, Arbore, Botoșana, Brodina, Broșteni, Crucea, Frasin, Fundul Moldovei, Gura Humorului, Horodnic, Moldovița, Ostra, Pârtești de Jos, Rădăuți, Râșca, Siminicia, Slatina, Stulpicani, Suceava, Todirești, Vama, Vatra Moldoviței, Mălin, Vicov, Volovăț au fost parțial nealimentate cu energie electrică. În localitatea Crucea, echipajele operative E.ON au fost ajutate de echipe ale Direcției Silvice Suceava în vederea degajării arborilor căzuți. La ora 11 se lucra la remedierea 22 linii electrice și a 115 posturi de transformare. Cotele și debitele principalelor râuri din județ au fost în creștere. Temperatura aerului în județul Suceava la ora 5 a fost cuprinsă între minus 1 grad și 0 grade Celsius la stația hidrometrică Părhăuți și 2 grade Celsius la stația hidrometrică Dolhești. S-au înregistrat precipitații cuprinse între 3,7 litri pe metru pătrat la stația hidrometrică Dorna Candrenilor și 30,6 litri pe metru pătrat la stația hidrometrică Siret. Stratul de zăpadă a fost cuprins între 1 cm la stația hidrometrică Ițcani și 22 de cm la stația hidrometrică Cârlibaba.